Bună, dragii mei! Astăzi vom găti două feluri de mâncare, unul pe care îl puteți păstra în frigider, bine, nu a la lung, nu să apuce să se strice și sunt sigură că asta nu se va întâmpla pentru că va fi atât de gustos încât probabil din prima zi îl veți mânca. Se numește unt condimentat cu ierburi, iar cel de-al doilea fel, scrob cu spanac. Sună exotic, nu e deloc. E un termen moldovenesc, scrob, îl găsiți și în dicționar. Întâi însemna mâncare de ouă, în care se amestecau diverse alte lucruri, fie carne, fie, în cazul nostru, spanac. Astăzi, deci, scrob cu ouă și spanac și unt condimentat. Ce avem nevoie pentru cele două rețete ale noastre? Pentru prima, untul condimentat și cu ierburi. Eu am ales un pachet de unt, o să vedeți că nu îl folosim pe tot, pe celălalt îl vom folosi pentru mâncarea de spanac. Pătrunjel verde, puțină mentă, puțin busuioc, un fir de ceapă verde, parmezan, usturoi, piper și chili, sigur, din belșug, atât cât puteți dumneavoastră, și puțină sare. Haideți să începem, ca să avem timp să facem cele două feluri de mâncare. Untul, așa cum îl veți prepara, îl puteți folosi și în sandvișuri și alături de alte mâncăruri, deci va fi multifuncțional. Ierburile o să le tăiem pe toate. Am zis pătrunjel verde, puțin busuioc, puțină mentă. Știți, curgem foarte, foarte bine, eventual și presăm în puțină hârtie să-și lase toată apa, pentru că adăugat în unt și untul are cantitate de apă în el, va trebui să fie uniform și solid și nu lichid. Mărunțim cât de bine putem de data aceasta, în sfârșit mă auziți și pe mine, că va trebui să tăiem absolut toate ierburile cât se poate de mici. Nu fierbem, doar vom amesteca, nu prăjim. Untul îl puteți lua cu diverse cantități de grăsime. Dacă regimul dumneavoastră zilnic implică și sport, chiar nu veți avea niciun fel de probleme. Pentru că până la urmă și grăsimile își au rostul lor în organism. Păstrăm și parte din verdele cepei verzi, pentru că am zis că untul este condimentat. Ce am pus până acum îi dă mai mult o savoare decât picant. Începem ușor, ușor să-l amestecăm. Dacă vom adăuga și parmezanul, o să vedeți că deja în sine devine, pus pe pâine prăjită, un sandwich.
complet. Adăugăm și puțin parmezan, restul o să-l păstrăm pentru cea de-a doua rețetă. Evident, usturoi, dacă aveți la îndemână usturoi verde, nu ezitați, folosiți-l. La fel, rețeta este o soluție dacă nu știți ce să mai faceți cu anumite ingrediente din frigider sau dacă v-au rămas frunze de verdeață de la alte mâncăruri. Nu le aruncați, sunt utile întotdeauna, atâta vreme cât sunt comestibile. Usturoiul o să-l dau puțin pe răzătoare pentru că este bază în mâncarea noastră de astăzi și este bine să-și lase întreaga savoare. La fel puteți proceda și dacă este usturoi verde. Sare puneți dumneavoastră atât cât știți că vă place. Parmezanul este și el destul de sărat, de aceea vă recomand să gustați înainte de a adăuga și sare. Un vârf de cuțit de piper. Un vârf de boia. Și tușa finală de amestecat. Untul este numai bun de întins pe pâine acum. Noi nu o să o facem încă. Să-l aranjăm doar frumos în așteptarea spanacului. Dacă aveți forme drăguțe în bucătărie,
Folosiți-le. Nu doar gustul contează. Și aspectul. Lăsăm puțin și trecem la cea de-a doua rețetă. Restul de unt îl vom folosi la prăjit. Am avut grijă înainte să spălăm spanacul. Cele două ouă le vom bate împreună cu puțină smântână. Nu prăjim spanacul decât foarte, foarte puțin, cât să se înmoaie. Și să ia gust de unt. Adăugăm și puțină sare, nouăle bătute. Observați că nu ia culoarea prăjirii în ulei, nu se înnegrește deloc pe margini. Deja putem să adăugăm și ouăle. Nu este neapărat nevoie să aibă aspect de omletă. Îl acoperim puțin. Până pregătim masa. Încă foarte, foarte puțin și scoatem masa de dimineață. Untul nostru numai bun de pus pe pâine. Și scrobul de spanac. Practic ouă bătute cu smântână, adăugate peste spanacul ușor prăjit în ulei, în ulei sau în unt, în funcție de cum aveți în casă. Prelungim
sărăm și parmezan. Vă doresc poftă bună împreună cu untul cu condimente și cu ierburi, cu scrobul cu spanac și parmezan. Și nu uitați, poți să ai doar un praf de sare și un bov de orez, dacă ai dragoste, cucerești o lume întreagă. Poftă bună!